Refrenul cântării cuprindea și cuvintele de Domnul Sfânt să ascultați. Și din Matei, capitolul 19, vreau să vă prezint câteva dintre afirmațiile Domnului despre viața de familie. Și cei care suntem căsătoriți și cei care vor să fie căsătoriți, că tinerii care cântă de regulă la nuntă cu așa entuziasm cântă încât... Numai asta înțeleg, că și-ar dori și ei să fie căsătoriți. În primul rând, Matei 19, versetul 4, Domnul a spus, oare n-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Familia a fost creată de Dumnezeu în mod heterosexual, adică sexe diferite, bărbat și femeie. Au fost creați în aceeași zi, am putea spune că Adam a fost mai în vârstă de câteva cu câteva ore. Dar au fost foarte diferiți și de atunci încoace. Nu numai în specia umană și la celelalte viețuitoare, Dumnezeu creează parte bărbătească, parte femeiască. Pentru că este la fel de implicat și acum ca atunci. Și Domnul a numit pe Tatăl ziditor, în înțelesul nostru creaționist, cel ce face. Cum spunea tot Domnul altădată, Tatăl meu lucrează și printre alte lucrează la a face bărbați și la a face femei. Numai oameni, de când s-au apucat ei de meșterit, s-a stricat numărătoarea. În China, în mod deosebit, la oraș, aveau facilități numai pentru un copil, având posibilități prin ecografie să vadă ce este, dacă era fată, procedau invers ca egiptenii altădată. O lepădau, ei lepădau băieții. Și s-a format un decalaj. Și pe acest considerent de natură statistică, chinezii recent au trebuit să modifice legile că nu mai aveau băieții fete. Dar Dumnezeu de la început a creat bine. Și frate Ruben, uite că ți-a creat și ție parte femeiască. Sora Simida, frate Ruben a fost creat de Dumnezeu parte bărbătească pentru tine. Dragii mei, trăim într-o vreme în care nu doar la număr se încearcă să umbla, se umblă la modificări în mai multe privințe. Cum știți, în ultimele decenii s-a consumat revoluția feministă. Ce înseamnă asta? Femeile n-au mai fost mulțumite să fie femei, și au vrut să devină cel puțin în parte bărbați. Ma nu ne referim întru totul la operații mai complicate de natură transexuală, nu ne face nici plăcere să vorbim de așa ceva, dar se observă, și asta uneori chiar în mediul creștin, că femeile nu vor să fie pe de-a întregul femei. De exemplu, Scriptura spune, Cartea de Deuteronom, capitolul 22, bărbatul să nu poarte îmbrăcăminte femeiască, femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească. Bărbații n-au trecut la îmbrăcăminte femeiască, de acum apar zorii unei revoluții masculine și îi apucă nebunia pe ei să se îmbrace pe cum femeile. Dar, repet, în ultimele decenii, pasiunea feminină a fost să lepede îmbrăcămintea feminină specifică. Datorită acestor curente care se împotrivesc, mă refer la centri de gândire a acestor orientări, se împotrivesc fățiși lui Dumnezeu. Ar fi un mare paradox, noi care ne prezentăm a fi slujitori lui Dumnezeu, să nu fim consacrați ordinii creației, parte bărbătească, parte femeiască. Citeam într-un studiu sociologic că acolo unde
femeia se îmbracă pe cum bărbatul, de exemplu, dacă și bărbatul și femeia sunt cu pantaloni, copiii cresc cu un handicap. Nu știe unde se termină tata și de unde începe mama. Vedeți voi să nu încurcați. Că unul e parte bărbătească și altul e parte femeiască. Și spărți diferit. Se încearcă să se spună, a se forța, este un neadevăr, din punct de vedere genetic, biologic vorbind, că diferențele ar fi foarte mici între bărbați și femeie. Nu este adevărat. Compoziția sângelui diferită. Structura sentimentală. Suntem mai deosebiți pe dinăuntru decât pe din afară. Pe dinăuntru oamenii meșteresc mai greu la operații, se schimbe. Pe din afară e mai ușor. Nu? Dragii mei, haideți să lăsăm lucrurile așa cum le-a gândit Dumnezeu. Amin? Am văzut într-o înregistrare, mi-a trimis cineva o procesiune de cerere în căsătorie a doi masculi într-o biserică metodistă din Statele Unite. Surprinzător de mare denigrare la adresa lui Dumnezeu ca și creator. De aceea, în astfel de vremuri, trebuie să reafirmăm că Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască și haide să rămânem bărbați și respectiv femeie pe de-a-ntregul. Amin? Că aceste două părți sunt complementare. Am spus și în alte împrejurări, cu specific, povestea un frate slujitor, demn de încredere, că undeva, pare mi se, în Statele Unite, s-au prezentat trei femei în acere să fie unite în căsătorie, toate trei. Și oficiantul de acolo a spus, dar legislația permite două, nu, noi vrem trei. Dragii mei, pot să fie 1000 cât i-a avut Solomon, 1000 de femei n-au ce are un bărbat. Și nici 2000 de bărbați n-au ce are o femeie. Pentru că parte bărbătească cu parte femeiască, numai așa se completează și se realizează întregul. Și la ce face Dumnezeu, nu mai trebuie nici adăugat, nici scăzut. Binecuvântat să-i fie numele. Astăzi, prin această căsătorie, noi dăm slavă lui Dumnezeu, recunoscându-i supremația în domeniul creației. O a doua afirmație făcută de Domnul apare în versetul 5. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Afirmația aceasta a fost reluată de Domnul exact după cea din Genesa. Ceea ce se întâmplă astăzi aici, ocazie cu care și motiv pentru care suntem într-o biserică, e ce scrie și în versetul 6, nu mai sunt doi de astăzi, ci un singur trup, în sensul unei unități organice, deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Suntem aici pentru că este nevoie în această operație, această lucrare, să-și pună Dumnezeu mâna, să-și rostească cuvântul. Și noi, prin rugăciune, vom invoca prezența divină. Este ceva natural să se unească doi. Să lase pe tata și pe mama. E foarte natural. I-ați putut lăsa și voi? Cu zâmbete îi lasă, auzi. Da, pe bună dreptate se spune că până sunt copiii mici, în mod deosebit, mamele țin în brațe, nu i-ar da pentru toată lumea și când sunt mari, le fac și pachet, numai să vină cineva să-i ducă. E ceva natural, dar nu-i doar natural, e dumnezeiesc. Vedeți, noi putem să facem recomandări, să ne dăm cu părerea, nu? Putem să dăm cu zarul, știți? Uite, ăsta s-ar potrivi cu asta. Degeaba. Ce să-i cauți la înălțime, la...
e bine să fie cât mai apropiați, cât mai asemănători. Am observat, îmi plac cifrele, numerele. Voi tare ușor să vă țineți minte unul altuia CNP-ul. Ați observat? Cum este clar că primele cifre au de-a face cu data nașterii, cu sexul, cu județul în care v-ați născut. Dar ultimele, care sunt de referință și diferă de la persoană la persoană, la voi sunt aceleași, 0075. Să vă dea Dumnezeu harul să fiți cu adevărat una. Dacă și CNP-ul e la fel, când unul zice 7, celălalt să spună tot 7. Nu, unul zice 7, femeia zice 6 și copilul zice cât să scriu. Să fie unitate. Se va lipi. Uite, tot așa să stați. Stimați familiști, de cumva nu vă funcționează magneții și nu sunteți tare bine lipiți, siliți-vă. Că altfel, să nu credeți că slujitorii, imaginați-vă două piese, două bucăți de fier, le punem așa la distanță de 2 cm și chemăm cel mai bun sudor, spunem sudează-le, ce va spune întâi? Păi apropie-le și le sudez. Și este normal și așa trebuie să fie pentru toată viața. Amin? Dar insist pe ideea asta. Cei natural fac și alții, dar cei dumnezeiesc, numai Dumnezeu poate să facă. Deci ce-a împreunat Dumnezeu? Noi nu doar că venim în biserică pentru a cere lui Dumnezeu să-i unească, noi ne rugăm din timp lui Dumnezeu, ne bazăm pe faptul că Dumnezeu i-a ales, i-a potrivit, că apropo de sudură, dacă sunt două piese care nu au forme compatibile, păi n-ai cum să le unești. Imaginează-ți cum ai putea să unești o linie dreaptă cu un cerc. Câte puncte tangente au? Unu. Dar dacă sunt două linii drepte, câte puncte tangente poți să aibă? Un infinit de puncte tangente, nu? Nu trebuie multă geometrie să pricepem asta, așa-i? Și dacă începutul, continuarea, este tot de la Dumnezeu, aici avem de-a face cu o unitate desăvârșită. Doamne, dă-o și celor doi. Într-o lume în care se realizează sau nu se realizează, realitatea dovedește că nu sunt unități în sensul unirii. Cu a treia afirmație a Domnului, că până aici totul e bine. Așa i-a creat Dumnezeu, așa își doresc, Dumnezeu intervine în realizarea acestei unități. Și au întrebat acum oamenii pe Domnul, dar dacă e așa, spune-ne de ce pe teren se întâmplă altfel, de ce Moise a trebuit să introducă o mențiune în lege. Citesc versetul 7. Pentru ce dar? I-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de împărțire și să o lase. Și acum a treia afirmație a Domnului. Tot ce a realizat Dumnezeu la creație și în preajma și cu ocazia anunții poate fi distrus de păcat. Păcatul este marea nenorocire a familiilor, a umanității. Din pricina împietrinimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Dacă în vreo familie ceva nu funcționează, să știți, acolo e păcat. Ziua anunții am primit o Biblie pe care un prieten mi-a scris: cartea aceasta te va îndepărta de păcat sau păcatul te va îndepărta de această carte. Dacă vreți să nu fie păcat în casa voastră, lăsați-l pe Dumnezeu prin Scripturi să fie la loc de cinste. Altfel, de îndată ce a intrat păcatul în familia lui Adam și a Evei, au apărut ruperea de Dumnezeu și automat ruperea unul de celălalt, prin învinuirea reciprocă. Au apărut suferințele,
care culminează cu moarte. Păcatul cel mai grav și problema cea mai gravă în privința despărțirii ține de cei doi. Nu e în stare nimeni să vă despartă dacă voi sunteți sfinți. Dacă voi trăiți după voia lui Dumnezeu, nimeni nu vă poate afecta. Din nefericire însă asistăm la familii de origine, la părinților care se amestecă și soacra și cumnata și prietenii, prietenele. În ultima vreme am fost abordat într-un program de consiliere și de persoane care nu le cunosc, familiști de niciun an căsătoriți. Eșec. Ies la iveală stările de păcat. Și când stau cu ei de vorbă, când îi întreb care a fost viața voastră înainte, care a fost relația voastră cu Dumnezeu, nu funcționează familia doar pe urări. Frumusețea are valoare minimă în toată treaba asta. Averea nu este o favoare neapărat, deși ar putea să fie. Nu vă împăcați cu ideea că e normal. Am fost duminica trecută la o nuntă și m-a necăjit un predicator care spunea: trebuie să fim umani, să acceptăm că ne certăm, numai să învățăm să ne împăcăm. Dar de ce înseamnă asta? Așa am ajuns într-o stare de degradantă ca familie în societatea vremii noastre, încât încercăm să considerăm stările negative ale familiei ca normalitate. Nu e normal să fie așa. Cum spune Iacov, e normal ca dintr-o viță să iasă și struguri buni și sălbatici? Dacă e altoită, dacă e de soi, nu se poate. Dintr-un izvor să iasă și cuvinte frumoase și mai puțin frumoase, ca să nu spun rele. Nu e normal. Cu un om pocăit și simida de acum o să vezi tu pe Ruben cât de sfântă e. Nu te poți certa. Păi, țin minte întâmplarea asta, nu știu cât a fost de reală sau cât s-o fi modificat, tot purtând-o din gură în gură, că era o femeie mai certăreață și bărbatul era om bun. Și într-o zi spune: voi, și alții m-au zis că se ceartă, noi de ce nu reușim? Și el zice: dar cum vine asta? Zice: uite, tu te sui într-un pom, că era toamnă, sculeagă fructe, și eu spun să te dai jos. Și eu să suie și dă-te jos. Și să dă jos, ce vrei să fac? Și nu așa, mă. Dar cum? Și lasă-mă sui un pom, să sui ea și zice: dă-te jos. Ea: nu vreau. Zice: stai acum. Pentru că nu te poți certa dacă e omul pocăit. Dar dacă intervine păcatul, e gata scandalul. Supărarea. Și nu e vorba numai de ceartă, sunt câte alte lucruri vinovate. Numai împietrirea te duce la gândul și cauți legislație. Oare nu se poate despărțire? Astfel de înlesniri se pot da, se puteau da în Vechiul Testament. Slavă Domnului că nu mai trebuie să dăm acum și că voi nu trăiți atunci. Dar în condiții de împirhănire, lucrurile se pun la punct, se rezolvă. Am auzit despre doi care fuseseră divorțați. Și după Revoluție, când se făceau evanghelizări în masă, și-a Dumnezeu a rânduit că s-au dus amândoi la aceea slujbă și cum se chemau în față, au venit și el și ea. Și după ce s-a făcut rugăciunea, s-au nimerit, spunem noi, la o distanță de câțiva metri unul de altul și să uite: măi, asta e nevastă, asta e fostul bărbat. Plângeau amândoi, predați înaintea Domnului, au dat mâna, s-au îmbrățișat și el zice: eu vreau să slujesc Domnului. Și a zice: și eu mi-am predat toată inima Domnului. Dar zice: eu nu știu cum, că dintr-o dată te iubesc din nou, parcă mai mult decât în ziua nunții. Și zice: da, și eu la asta mă gândeam. Pentru că numai împietrirea păcatului tulbură familia. Dar Dumnezeu vrea ca familiile
să fie așa cum El le-a creat, parte bărbătească, parte femeiască și unire. Amin? Și ultima afirmație și am încheiat. Scrie în finalul versetului 8, dar de la început n-a fost așa. Ma, când apar probleme pe parcurs, voi cuvântul ăsta să vi-l amintiți în două sensuri. Începutul vieții voastre de familie, știți? Când nu puteți sta așa unul lângă altul, vă uitați pe albumul de la nuntă și da, de la început nu a fost așa. Dar cum a fost la început? A fost altfel. A fost frumos, nu? Dar atunci de ce terminăm cu rafie ce am început cu fir de mătase? Nu mai este de la Dumnezeu pe ghem? Dragii mei, ăsta pare cel mai josnic să-i declari unei soții după ce ai declarat. Ai notat de cât erai declarat până acum? N-ai notat. Nici nu mai știi. Mai declari astăzi odată. Și apoi cu vremea să auzi că declară aceeași gură, că nu i-a schimbat-o nimeni, aceiași ochi care l-au privit frumos, să spună cu totul și cu totul alte cuvinte. De la început n-a fost așa. Și mai există un alt de la început, de la creație. Da. Dar știți cum a fost de la început? A fost în rai, familie. Toată lumea ar vrea să fie în rai, să aibă de toate, fericire, viață lungă. Asta a fost la început. Dar atunci întoarce-te cu totul de la început, dacă vrei să ajungi în rai, nu? Una te întorci numai până în urmă cu 20 de ani și spui, da, auzi, poartă-te frumos, aia a fost cu 100 de ani în urmă. Eu vreau să te duc cu 6.000 de ani în urmă, să te bag în rai, nu vrei? Ți se pare prea arhaică problema, nu? Da, da, acolo a fost adevărul, la început. Și mai știi ce mai înseamnă asta la început? La început a fost, știți versul acela lui Ioanit, la început a fost cuvântul și acest cuvânt era Iisus, venea dintr-un etern preasfântul și avea atâta dor de spus. La început a fost iubirea, legând atomul de atom, simbolizase nemurirea, creând femeia pentru om. Și era ta fericire și ta floare pe orice ram, când un sfânt epitalam Iisus chema din nemurire, creând pe Eva pentru Adam. Și spune ultimul vers acolo, acolo sus în veșnicii nu vor fi soți și nici soții și nici bătrâni și nici copii, dar vom cânta de fericire în ziua fără de apus. La început a fost Iisus și numai cei născuți de sus rămân mireasă lângă mire. Dacă vreți să ne întoarcem la origini, ca practici, asta înseamnă să ascultăm cuvântul, că de acolo a pornit planul lui Dumnezeu și la moștenirea aceea edenică vrem să ajungem și raiul lui Dumnezeu vrem să-l moștenim. Amin? Dragii mei, începutul începuturilor ascunde secretul vieții. Dacă vă vine greu, mai gândiți-vă odată. Dar tot acolo trebuie să ajungem. Pentru cine vrea adevărata fericire. Fie bunăvoința Domnului peste cei doi. Recapitulez aceste patru afirmații ale Domnului. Domnul ne-a creat în mod distinct, bărbat și respectiv femeie. A doua afirmație. Dumnezeu, cu acordul nostru, poate să creeze unitate perfectă în viața de familie. A treia afirmație. Numai păcatul distruge familia. Și ultima afirmație. Dacă vreți să știți cum e bine, cum vrea Dumnezeu, căutați la început. Și Dumnezeu să ne ajute să-i slujim cu dragă inimă și să fim familii desăvârșite de El, trăind în fericire. Amin.